Mai multe persoane au fost împușcate într-un liceu din Knoxville, un oraș din statul american Tennessee. O persoană a murit, spun autoritățile, care a fost și autorul atacului, un adolescent din același liceu. Guvernatorul de Tennessee, care cu câteva zile în urmă a dat mai multe drepturi deținătorilor de arme în statul său, a spus că situația este tragică și foarte dificilă. Acesta este cel de-al patrulea atac armat produs în SUA în doar câteva săptămâni. La începutul lui aprilie, 4 oameni au murit, iar unul a fost rănit după ce un bărbat a deschis focul într-o clădire de oficii din Orange County, în California, motivele atacului fiind necunoscute. Denunțând epidemia de violențe cu armele de foc, președintele american Joe Biden a dezvăluit măsuri specifice pentru a limita proliferarea armelor de foc în Statele Unite.